Bună ziua, onorată audiență! Mă numesc Morozan Raisa și reprezint interesele lui Vitalie Perciun, fondator și administrator al Central House până a fost modificat ilegal. Astăzi vom informa publicul despre adevărul referitor la cele ce se petrec în jurul gării Autocentru, cine este implicat și care sunt interesele ascunse. Cum s-a ajuns că persoanele care până nu de mult luptau împotriva Central House, azi se declară reprezentanți ai Central House, iar oamenii care au reprezentat și apărat interesele Central House au fost înlăturați de la controlul companiei. La faptul cum, prin acțiunile administratorului de insolvabilitate, se încearcă a prelua spațiile comerciale care aparțin cu drept al Central House, se află în jurul gării Autocentru. Vitalie Perciun, sub administrarea și conducerea și când era fondator al Central House, a amenajat spațiul din gara Autocentru, adică peroanele, iluminarea stradală, pavajul. Dacă mai aduce cineva aminte cum arăta gara Autocentru în 2014, arăta dezastruos. Central House a modificat, a amenajat, a construit spațiile comerciale care îi aparțin cu drept de proprietate sub conducerea lui Vitalie Perciun. Când se definitiveze construcțiile, au început problemele. Desigur, după ce a făcut investiția. La momentul dat, la gările și stațiile auto, conducerea era Veceslav Zara, actualul director al Agenției Serviciilor Publice și vicedirector Iuri Moroz, care este actualul director al gărilor auto moderne, adică compania care a preluat toate gările auto din Republica Moldova. Acțiunile s-au intensificat deja în 2019, când toate gările au fost preluate de gările automoderne, de acest SRL. Și asta s-a manifestat prin deconectarea de la sistemul de alimentare și canalizare cu apă. Vă imaginați ce se întâmplă în sistemul când este vară și peste 60 de agenți economici sunt lipsiți de apă. Ba chiar mai mult, nu că doar că s-a deconectat, dar și s-a pus impedimente de a se conecta în mod independent. Adică, inducând autoritățile în eroare, pentru că autorizația era doar pe o singură noapte și fiind în zona gării centru, unde este transport, piața centrală, doar noaptea se poate face conectarea. Și încercau să inducă în eroare pentru ca procesul de acumulare a actelor să mai dureze jumătate de an și să ne blocheze activitatea. Nu cu aceasta s-a finalizat, au urmat și alte acțiuni. Să pare de șanțuri adânci ca să blocheze accesul și să intimideze agenții economici că nu pot activa. Au fost și acțiuni judiciare prin care s-a încercat blocarea activității companiei. De exemplu, acțiunea în instanță de judecată care se află la judecătorul Diana Tricolici cu privire prin care gările automoderne înaintează o pretenție împotriva Central House de evacuare a construcțiilor care aparțin Central House de pe teren. Cu toate că, potrivit expertizei CNEJ, în care vă rog să vă focusați, este evidențiat că Central House are efectuat o plată în avans de peste 9.500.000. Cu toate acestea, au înaintat acțiuni de evacuare a construcțiilor. Cum se poate petrece asta? Apare multe întrebări. Au fost și alte acțiuni de aplicarea măsurilor asiguratorii sechestru pe contul companiei pentru a bloca activitatea companiei și a crea datorii la stat. Prin acțiunile executorului judecătoresc Adrian Plămădeală, nu se achitau datoriile la serviciu fiscal de stat, zilnic creșteau penalități și majorări, aceasta ducea încă o dată la impedimente a companiei. Precum am enunțat, interesul superior este spațiile comerciale pe care le deține Central House, se află în jurul gărilor Autocentru. Aceste spații se transmit în locațiune. Cu acordul adunării generale a asociațiilor Central House, spațiile date au fost transmise printr-un contract de locațiune la o altă companie, Central Group. Aceasta a fost o situație de a ieși din situația de impediment care se crease, pentru că chiar dacă veneau bani pe contul Central House, ei se înghețau pe contul companiei. Și atunci compania nu își putea utiliza acești bani.
Precum și s-a întâmplat că chiar dacă erau bani pe contul companiei, executor judecătoresc Adrian Plămădeală, în loc să achite datoriile la stat, el a pus banii pe contul lui. Deci codul de executare nu prevede o astfel de măsură ca măsură asiguratorie. Nimai vorbim că nici ca procedură de executare. În situația creată, pentru a debloca situația, înțelegând că se încearcă, se intenționează la ducerea în faliment a companiei, pentru că penalitățile față de creșteau zilnic, Vitalie Perciun a înaintat acțiune cerere introductivă cu privire la restructurarea companiei pentru ca să se poată achita datoriile la stat, să nu fie datorii, să nu fie penalități. Ubicuit grup, pentru că toate încercările externe, da, de gările automoderne, reprezentanții acestora de a bloca activitatea, nu a soldat cu efectul scontat, s-au început acțiunile prin interior. Adică printr-o companie, Ubicuit Group, care era fondator la Central House și care prin hotărârea din 3 iulie 2020 a fost exclusă. La moment, cauza se află la curtea de apel, pentru că a fost atacată de Ubicuit Group. Potrivit hotărârii primei instanțe, se comunică că se exclude Ubicuit Group din calitatea de asociat al Central House cu cota de 70, obligându-l să restituie aceste 70% lui Vitalie Perciun, acel om care a construit aceste spații. Din ce motiv? Pentru că nu doar că nu și-a executat obligația de investiții, dacă ai 70% trebuie să faci investiții în acea companie, el cel mai simplu nici nu a achitat contractul de vânzare-cumpărare a cotei părți. Deși recunoaște că are o datorie față de Vitalie Perciun și urma să încheie contractul, iar în acest sens o să vă prezint un alt act, și anume procesul verbal semnat de administratorul Ubicuit Group, care confirmă acest lucru. Și cum spuneam, Ubicuit Group, fondator al Central House, care a fost exclus prin hotărârea instanței, primii instanțe, la moment cauza se află la curtea de apel, judecător raportor Luba Proteanu, președintele completului este Ana Panov și judecătorul Țurcan Ion. La moment cauza se află la acest complet de judecători. Acest Ubicuit, aflându-se în litigiu și deși erau măsuri asiguratorii de a nu modifica administratorul Central House, profitând de starea de carantină care se afla în iunie 2020, cu toți cunoaștem, judecătoria Chișinău se afla în carantină, în mod ilegal, fără convocarea adunării generale, fără respectarea procedurii de notificare care se soldează cu nulitatea, chiar contrar interdicțiilor aplicate de doi executori judecătorești și încheiere ale instanței, Agenția Servicii Publice modifică în mod ilegal administratorul Central House. Tot se întâmplă foarte repede într-o zi și înaintează și în acțiunea de instanță de insolvabilitate cerere de desemnare administratorului de insolvabilitate Adriana Crețu, care și-a fost numită ca reprezentant al Central House. Adică un fondator care este exclus, care nu are nici interes să apere pe Central House, își desleagă administrator din solvabilitate al său. Și aici nu încetează atacurile. Aici continuă. Deși, precum enunțam, referitor la modul de modificare, depășirea atribuțiilor de către registrator de la Agenția Servicii Publice, de modificare administratorului, de modificarea administratorului Central House, care s-a produs în mod ilegal, despre acțiunile ilegale ale Ubicuit Group, procuratura n-a făcut nimic. Probabil sunt implicați în alte acțiuni. La moment, cauza se află la judecătorul de instrucție și tare mult contăm că autoritățile o să se sesizeze și o să identifice acele ilegalități care se produc. Pentru că această modificare de administrator nu doar produce un efect că s-a modificat un administrator, ea produce efecte cu mult mai mari. Precum spuneam că ei au Ubicuit Group, a numit ca administrator al Central House în procedura de insolvabilitate pe Adriana Crețu, care în loc să reprezinte interesele
Central House reprezintă de fapt interesele persoanelor pe care au numit-o. Și aceasta se derogă din următoarele acțiuni. Avocații desemnați de Central House pe toate dosarele, cu gările automoderne, cu Bicuit Group, au fost înlăturați. Li s-a retras împuternicirile. Însă în unele cauze s-a pus cer de examinare în lipsă pe când era situația de carantină în toamna anului 2020. Una din cauze este care, cu privire la evacuarea, gările automoderne au ocupat niște spații abuziv al Central House. Central House a înaintat o acțiune în instanță de judecată. Și doamna Crețu depune cer de examinare în lipsă, avocatul ei se retrag în puternicirile, cauza evident că acțiunea a fost respinsă. Și recurs motivat dacă s-a depus, nu mai cunoaștem, pe portal nimic nu este publicat. A cui interesele reprezint, îmi pun și eu întrebarea, cred că lucrurile derogă clar. Dar lucrurile se mai evidențiază și prin faptul că același avocat care reprezintă interesele gările automoderne SRL reprezintă și Ubicuit Group în procesele judiciare și este vorba despre Oleg Tănase. Doar că, ținând cont de faptul că probabil doamna Crețu nu a executat în termen toate sarcinile propuse, impuse de persoanele numite, ne vom ajungem la situația că la solicitarea dumneiei, pe motiv că se află în stare de sănătate, a fost afectat pe motiv de COVID, dumneiei solicită desemnarea administratorului Veceslav Timotic ca locțiitor a dumneiei. Prin încheierea din decembrie. Anterior desemnării domnului Timotin Veceslav, administrator al Central House, doamna Adriana Crețu a mai executat câteva acțiuni. Prima, a depus o cerere de evacuare din spațiile comerciale deținute în locațiune de Central Group, acele spații care sunt deținute legal în baza unui contract de locațiune și în baza deciziei asociațiilor Central House. Cererea a fost respinsă prin încheierea din 16 noiembrie 2020. Iată aici este această încheiere în care se respinge cererea de evacuare a doamnei Crețu. Următoarea acțiune a dumneiei este solicitarea nulității contractului de locațiune cu privire la aceste spații. Și în acest sens, este încheierea instanței prin care se stabilește că pe 24 martie este fixată prima ședință referitor la nulitatea contractului de locațiune. Cererea, pentru că este anume cu privire la aceasta, reprezintă actul din instanță de judecată. Precum observăm, instanța urmează prima ședință să fie abia pe 24 martie, până instanța unică autoritate competentă nu se pronunță, nu este niciun drept nimeni să te evacueze din spațiile date. Și de ce spuneam că probabil doamna Crețu nu și-a executat obligațiile? Pentru că vine domnul Timotin cu următoarele două acțiuni. Prima, emite o notificare prin care spune rezoluțiunea unui contract, contractului de locațiune și solicită încasarea unor pretinse neachitări, deși dumnealui a recepționat anterior emiterea acestei notificări, în acest sens prezint cotorul de la viz, prin care noi am solicitat semnarea actului de verificare. Anual se face un act de verificare dintre companii și se vede că între Central Group și Central House, din contra, există o plată în avans de 3.615, neavând nicio datorie. Adică încă este o plată în avans. Rezoluțiunea unui contract nu poate să se producă. Însă nu se stupează acțiunile aici și dumnealui, domnul Veceslav Timotin, emite un astfel de ordin pe data de 4 ianuarie 2021. Vă dați seama, prima zi de luni după sărbătorile de anul nou, când sunt doar 3 zile lucrătoare, majoritatea nu sunt pe loc.
emite acest ordin și îl comunică prin executor judecătoresc. De ce prin executor judecătoresc? Probabil pentru a intimida oamenii. Pentru că aici spune că dacă nu se încheie contract cu Central House, sunt evacuați agenții economici. Deși există contractul de locațiune valabil și ședința de judecată cu privire la valabilitate este pe 24 martie. De ce să grăbesc atât de mult domnul Veceslav Timotin să evacueze? Apare întrebări. Probabil în contextul situației instabilității politice la care ne aflăm și se străduie că până în ultimul moment să se obțină rezultatele la care și-au propus. Domnul Veceslav Timotin lucrează cu avocații Iosif Andrei și Alexandru Zmeu, care au fost implicați și pe alte dosare de amploare și în anumite scheme. Vreau să mai notific încă un moment că totuși acest ordin și această notificare a fost suspendată prin încheierea arbitrală și s-a interzis evacuarea. Pentru că acest contract de locațiune conține o clauză arbitrală. Menționăm faptul că potrivit declarațiilor agenților economici de spațiile vizate, li s-a promis de către reprezentanții, numiți reprezentanți al Central House, domnul Alexandru Zmeu, domnul Timotin, li s-a promis o reducere de 50% la locațiune, dacă va fi încheiat cu dumnealor contractul de locațiune. Apare întrebarea. Se învinuiește Central Group că nu achită suficient sau că prețul este mic al locațiunii, deși nu toate spațiile sunt date în locațiune, reparații facem, împrumuturi. Central Group a împrumutat mulți bani la Central House și poate achita ca să nu fie solvabilă. Dumnealor solicită nulitatea pe acest motiv, însă în același timp promit agenților economici o reducere. Dar în cerere de anulare a contractului spun că ar trebui să fie încasat 50 de euro de metru pătrat. Nu știu cum de acest preț poate fi încasat în toate spațiile. Ajungem la ideea că suntem în prezența în care prin dezinformare, prin intimidare, prin presiune, se creează o falsă realitate, o falsă imagine despre cine cu adevărat administrează Central House, cine cu adevărat a construit aceste spații și cine vrea să le preia. Solicităm respectuos intervenția autorităților referitor la înlăturarea acestor nelegiuiri care se produc. Pentru că interesul final este deposedarea Central House de aceste spații comerciale, vinderea lor către terți, care vor fi prezumați de bună credință și de la care nu vor fi putea restituite aceste bunuri. Iar, desigur, afectarea dreptului de proprietate duce iar la atragerea statului, iar la achitarea banilor din bugetul public. De aceea, să solicităm implicarea autorităților la momentul în care nu este necesară ca să fie utilizați banii publici, dar să fie sancționați, atrași la răspundere, oamenii care încearcă să deposedeze această companie de bunurile sale. Vă mulțumesc pentru atenție și mulțumesc pentru timpul acordat. Este o companie fondată de Vitalie Perciun, care ulterior a atras ca fondatori în scopul de a construi împreună, a atras alți doi fondatori, unul din Azerbaijan și Ubiquit Group, care este cu problema. Însă Ubiquit Group nu a făcut nimic, nu a achitat nici cota parte de vânzare-cumpărare, cu atât mai multe investiții nu a făcut. Acest lucru foarte ușor îl poate verifica Serviciul Fiscal de Stat prin verificarea raporturilor anuale în care este zero la balanță. Deci cumva Agenția Servicii Publice a registrat abuziv administrator, da? Da, aveți dreptate. Agenția Servicii Publice, deși avea doar executorul judecătoresc poate să scoată niște măsuri. Și agenția servicii publice, în mod abuziv, fiind interziceri, neavând actele care confirmă că
are dreptul de modifica administratorul de insolvabilitate, îi modifică. Și acest administrator al Central House desemnează pe doamna Crețu, știți, ca să piardă legătura asta. Și puteți să documentați că domnul Timoti și domnul Crețu au mai lucrat și pe alte dosare de amploare. Și acum Central Group e insolvabil? Sau? Central House este insolvabil, compania care are în proprietate aceste construcții, pentru că interesul superior nu este în companie, dar este în bunurile pe care le deține această companie. Sunt construcții care în 2016 au fost evaluate în jur de 60 și ceva de milioane de lei. Asta în 2017. Acum e evident că estimările sunt mult mai mari. De asta totul la Central Group momentan care? Este o companie care activează, care a oferit împrumuturi, care a luat în locațiune aceste spații, le-a renovat, a achitat locațiunea. A susținut pe Central House în acțiunile sale prin împrumuturi de bani. Nici o companie nu este obligată să dea o alte companii împrumuturi, dar ea a ajutat-o și chiar le-a dat și plus, ne vorbind pentru că pentru locațiune ea achită bani. De cine? Care companie a dat bani pentru totul ăsta? Pentru House, cine a dat bani? Central Group. Vitalie Perciun, fondator și administrator Central House, fiindu-i blocată activitatea, da? Compania a fost blocată, contul blocat, sechestru pe spații, s-a blocat activitatea Central House. Ce putea să facă omul ăsta ca să scoată compania asta, ca ea să nu o înghețe? Pentru că atunci, încă în 2019... Puteți să numiți suma care i-a dat Central Group pentru Central House? Nu pot să vă spun, aș putea doar să ridic contractele de împrumut, să ridic contractul de locațiune, dar sunt sume care s-au dat și sunt legale, sunt ok, vor fi restituite. Vorba nu despre 10-20 de mii de lei. Nu, sunt sume mai mari, evident că sunt sume mai mari.